cum să aduci cumpărătorii mai aproape de producători spre beneficiul tuturor, aceasta este marea provocare din care toată lumea are de câștigat. Mai ales că pentru producători în general, dar în mod special pentru legumicultori, desfacerea este problema cea mai importantă, pentru că recoltele lor sunt perisabile. Mulți renunță să mai cultive sau își reduc substanțial suprafețele lucrate din acest motiv. Așa că ajutorul primit recent a fost o mană cerească pentru cei din Valea Avrigului. Un eveniment itinerant, devenit deja tradițional, a adunat la un loc zeci de producători locali. Grație lor, cumpărătorii au avut de unde alege preparate procesate, dar și legume proaspete. Produse tradiționale obținute din legume și fructe cultivate în gospodăriile proprii, meșteșuguri aproape uitate, mergând de la căldărărit până la înfletiturile de răchită, excursii aplicate pentru un mediu verde și sănătos, dar și despre plante, păsări și animale protejate de lege, sunt doar câteva dintre obiectivele pe care și le-a propus cea de-a treia ediție a evenimentului Făgăraș Fest, care s-a desfășurat la Avrig. Chiar dacă recoltele sunt ceva mai mici decât în anii anteriori, legumicultorii au avut tarabele pline în ciuda dificultăților cu care s-au confruntat. Ca an de producție, să știți că nu este tocmai bun. De ce? Pentru că, de exemplu, la roșii întâmpinăm probleme, dar nu putem să ne uităm că Doamne are grijă și ne dă cât trebuie. Inițiativa este rodul de succes înregistrat cu centrele integratoare de produse locale, o alternativă reușită în sprijinul micilor producători din comunitățile adiacente Munților Făgăraș, pus în practică de aceeași fundație. Roadele Munților este acest food hub, cum îi spunem noi, așa mai pretențios, dar este un integrator al producătorilor locali din zona Munților Făgăraș. Încercăm să punem la un loc ceea ce au oamenii mai buni și să-i ajutăm să vândă ceea ce au ei și să le și promovăm produsele în diverse locuri, inclusiv în anumite magazine cu specific ecologic sau cu produse curate. Așa. De sprijin similar s-au bucurat și gospodarii din comunele argeșene, Lerești și Nucșoara, acolo unde au mai avut loc astfel de inițiative, iar succesul de care s-au bucurat reprezintă motivația organizatorilor de a reedita totul și în alte comunități rurale.